la 8 ore. Practic se primește că dumnealui lucrează non-stop. Primește pentru ca președinte Academiei, primește salariul de plin la Universitatea de Stat, primește salariul la Institutul de Chimie. În afară de asta, dumnealui este primește salariul de 45.000 de lei la Universitatea Academiei de Științe, unde soția este rector. Și întrebarea conflict de interese deja este hotărât prin instanță judecat, dar sunt două hotărâri din instanță judecat, unii dovedește că el e în conflict de interese, dar guvernare și tot stat, primește suma de 40. Asta poate să primească, că el are doctorat, dar nu știu, mai mult de 5 doctorat nu poate să primească în parte. Și mai primește salariul de indemnizație de academician, dumneavoastră să cunoașteți că la noi se plătește 4.000 de lei, numai că ai titlul de academician. Înseamnă că suma totală care este la dumnealui, aproape jumătate de milion, rămâne la nivelul anului 2012 cu un salariu de 40.000 de lei. Eu cred că așa salariul nici președintele nu are, nici prim-ministru, nu mai vorbim de un gestor simplu care este. Mi-ați cunoaște situația care a fost și cu directorul general la Agenția Reglării Energiei și mai departe, deja am hotărât prin guvern, care trebuie să primească un salariu nu mai mult de 80% din salariul a primului ministru. Dar salariul prim-ministru, 8.700 de lei. Înseamnă că toată activitatea lui sunt bani publici. Și eu sper că dacă să analizăm pe toți oamenii care sunt în activitate, ei, dumnealui, va trebui să întoarcă mulți bani la